Pentru Berbec. Este o lună nouă foarte tonică și energizantă, cu multe planuri de viitor. Unele se pot face referire la familie și copii. Pentru cei care sunt părinți, încurajare, o bucurie poate aduce această lună nouă în relația cu copiii, care își pot găsi pasiunea, talentul, își pot identifica drumul și părinții berbeci încurajează și ajută. Pentru, uh, alți berbeci o pentru alți berbeci e o lună nouă care poate deschide inima și își pot găsi iubirea sau pot fi dispuși să deschidă inima iubirii mai bine zis, dar pentru foarte mulți e vorba de niște proiecte concrete pentru care nu au bani. Am spus că oamenii inteligenți se discurcă fără bani. Proiecte uh, foarte avangardiste, deci cam, pentru berbeci de multă vreme cam tot ce este nou uh, și în premieră și pot aduce în premieră în lume și în activitatea lor, are succes. Dar, mai ales dacă nu e cu cheltuială. Deci e atât de ingenios, e atât de creativ încât nu are nevoie de multe resurse pentru că nu au niște aspecte care să încurajeze împrumuturi financiare și așa mai departe. Deci sunt idei foarte avangardiste, foarte noi, la care trag, muncesc ei chiar cu forța, cu brațul lor și care pot avea succes. Este o lună nouă foarte tonică. Pentru tauri, Luna nouă vizează mai curând liniștea personală, pacea din casă, casa efectiv ca și locuință, de exemplu. Și uh, este o lună nouă care aduce uh, curaj, tonus și încredere într-un mod mai liniștit. Prin înțelegerea evenimentelor din trecuta, cauzalităților, prin înțelepciune. Este o lună nouă care revigorează corpul fizic. Prin terapii și tratamente complementare. Găsirea unui terapeut foarte ingenios. Este o lună nouă care ajută mulți tauri să își facă o analiză a propriei vieți, a propriului mod de a fi, fel de a fi, caracter, astfel încât să descopere în ei și lucrurile care nu funcționează și lucrurile care funcționează. Mulți tauri pot fi supărați de în momentul ăsta de viața lor personală, de raporturile cu cei apropiați și la aceste nemulțumiri pot uh, contrapune o înțelegere mai profundă a lucrurilor, să se uită în spatele lor, cum de s-au generat lucrurile astea și cum de s-au născut anumite reacții ale lor pe parcurs, pentru că au o explicație, Asta nu înseamnă neapărat că sunt vinovați, nu trebuie să pună vina pe ei, ci pur și simplu să vadă cum stau lucrurile, pentru că ceva a generat un altceva care a fost cauza la altceva ce s-a generat. Și înțelegând acest fir logic al lucrurilor, poți să-l taie, poți să iasă din el și în felul ăsta să se regenereze și să schimbe o atitudine prin înțelegere. Pentru gemeni, e o lună nouă care servește mai curând domeniul cunoașterii, educației și formării. Uh, multe idei legate de studii pot avea, de cunoaștere și informare în general. Uh, poate unii au chef să înceapă o școală, să studieze sau să-și bage nasul într-un domeniu unde fac săpături, vor să investigheze, să afle niște lucruri. La ce trebuie să fie atent? Să nu existe uh, confuzii și să verifice informațiile pe care le asimilează, să vadă, sunt practice pentru ei, pot fi puse în practică, le folosesc, e foarte important aspectul ăsta. Uh, să nu rămână numai la nivel ideatic, ci să folosească acele doctrine, teze, cunoaștere, informații, școli pe care le fac, să aibă beneficii materiale de pe urma lor. Apoi luna nouă poate să le dea punctual multor gemeni ideea de a face călătorii, de a vedea lucruri noi și de a cunoaște oameni noi sau de a intra în medii sociale noi. Medii sociale cu care să facă schimb de informații, să întâlnească oameni fascinanți, să găsească idei stimulative și să-și poată împărtăși ideile. Pot fi proiecte noi legate de media, de exemplu, sau de modalități de a comunica mai ușor, mai fervescent cu oameni cu care găsesc cumva idealuri comune e, și proiecte comune, idei comune și au nevoie să pătrundă în astfel de medii. Deci interesul pentru evenimente unde pot întâlni oameni care sunt preocupați de ideile care și pe ei îi animă, sunt importante aceste evenimente și să spună da. Pentru racii luna nouă vizează abilitățile practice. Și banii care pot fi obținuți de pe urma lor. Prosperitatea prin propriile forțe, să se descurce pe compropriu, să rezolve lucruri prin propriile lor îndemânări este o lună nouă, efervescentă, foarte bună pentru carieră sau pentru proiectele. Unele deja începute, care pot ajunge acum într-un punct culminant, și pot da seama cum le pot crește, cum le pot dezvolta. Această lună nouă poate aduce faimă și popularitate pentru cei care deja au început. Cei care acum se gândesc să înceapă un proiect au aspecte foarte bune de reușită și de recunoaștere, ceea ce înseamnă că cum au preparat până acum. Un, o acțiune, o muncă, e foarte bine, și că de la început poate să le aducă mulțumire și succes. cele le poate sta în cale, printre altele, sunt uh, prieteniile sau inerțiile legate de relații sentimentale care nu mai funcționează, relații apropiate care nu mai funcționează. Deci, practic, nu trebuie să se lase distrași de vorbele celorlalți, de relații în care ei cred că încă mai datorează ceva, pentru că trăiesc după ei, poate, niște oameni mai puțin entuziasmat sau pozitiv pentru raci și trebuie să fie atent să nu se distragă, să-și vadă de drumul lor și de interesul lor în acest moment, pentru că luna nouă poate să le deschidă aripile, să facă lucruri extraordinare și să ajungă la reușită și faimă. Pentru lei, luna nouă se produce chiar în semnul lor zodiacal, cu mercur în semnul lor zodiacal, sunt extraordinar de prezenți, steți pragmatici și știu bine ce vor. Este o lună nouă care le dă mai ales o atitudine morală, spirituală în proiectele lor. Și e bine că au și o imagine despre uh, efectele în timp ale unor acțiuni pe care le întreprind sau poziții pe care o au. Uh, au curaj, iau atitudine chiar față de autorități sau față de șefi sau sistem. Și își asumă cu multă demnitate, cu multă mândrie chiar, o poziție care știu că jenează, poate, anumite persoane care au cădere, au greutate sau chiar pot lua decizii împotriva lor. Dar se pare că sunt animați de scopuri nobile, de idealuri înalte, știu că pot deranja sau că nu toată lumea e de acord cu ele, sau chiar știu că e greu să facă loc. Viziunii lor despre cum trebuie rezolvate lucrurile sau cum desfășurată munca, pentru că sistemul, birocrația, șef ierarhia uh, sunt rigide la. Soluții noi, creative, idei noi, și știu lucrul ăsta. Rămâne de văzut dacă unii lei au curajul să înceapă o activitate pe propriu, să-și riște chiar poziția pe care o au în acest moment uh, și să facă lucrurile în stilul lor, dar uh, se pare că au destul curaj să facă și așa ceva. Acolo unde lucrurile nu funcționează bine deloc, este posibil ca unii lei să taie niște legături cu o instituție în care lucrează sau, cu, sau relația cu autoritate cu care au colaborat până acum. Pentru fecioare. E o lună nouă care aduce succes mai ales prin colaborări cu alții și prin mobilizarea altora. Fecioarele culegând niște roade ale unei activități depusă până acum, cu multă vreme în urmă uh, și cumva aceste roade vin poate târziu pentru unele fecioare, vin ca urmare a investiții de efort foarte mare și cumva nu spun că nu se bucură, dar contextul este mai încântător pentru ele. Nu doar faptul că li se confirmă cu legroade, ci faptul că și ceilalți beneficiază sau că și ceilalți au ajuns la aceleași concluzii ca și ele și Participă alături de ele acum. Cumva, asta e o bucurie mai mare decât faptul că li se împlinește înșelguri. Deci, depinde foarte mult reușita acestei luni noi de contextul uh, relațional și uh, de colaborare cu ceilalți. Ce poate să stea în calea unor uh, reușite, și trebuie să curețe drumul, po poate fi. Uh, teama că nu știu exact rezultatele concrete financiare ale unor demersuri. Asta poate le încurcă, pentru că sunt greu de prognozat sau nu-și dau încă seama. Pe de altă parte, și un cadru administrativ, juridic, poate să încurce un pic. Trebuie găsi cadru potrivit pentru aceste activități, mai ales aceste colaborări fructuoase. Drumurile sunt destul de dificile pentru cele care au chef de vacanță și de zile degajate în vacanță, destul de dificile de a să, dar dacă se adaptează, atunci lucrurile pot ieși bine. Pentru balanțe, această lună nu aduce splendoare, mai ales în relațiile sociale, iubire așteptată pe care o pot primi, curtoazie și aprecieri pe care le pot primi de la diverse persoane, sunt mulțumite și flatate, dar nu pleacă foarte ușor urechea. Pe de altă parte, pentru unele balanțe, partenerul de viață sau o persoană cea mai apropiată pentru ele și importantă în acest moment poate veni cu idei. Și rămâne de văzut dacă balanțele se deschid către aceste idei și încurajează creșterea acelei persoane. care pe, Poate fi copil, poate fi partener sau un alt apropiat, poate fi un colaborator de la muncă care vine chiar cu idei profesionale și rămâne de văzut dacă analizând aceste idei intră în joc și susțin cultivă. Stau foarte bine la capitolul imagine publică relații în general uh, oferă o versiune foarte frumoasă a lor în acest moment, sunt încântate și uh, pot face cuceriri, însă cuceririle rămân, se pare, la cadrul de fascinație, de magnetism și nu mai departe. Pentru scorpioni, luna nouă este fixată în zona puterii, uh, a reputației și carierei. Poate că își doresc succes, mulți scorpioni în acest moment El sunt pregătiți pentru că și vine prin muncă. Jupiter este acolo în zona muncii. Uh, este un. Moment minunat și poate cel mai bun din toate zodiile la Scorpioni pentru a începe noi proiecte, a lansa noi proiecte acum, care sunt menite succesului. Au, au toate datele astrale pentru a ajunge la succes destul de repede. La ce trebuie să fie atenți și să-și netezească cărarea? colaborarea cu ceilalți trebuie să fie foarte bine statuată, să nu fie rigizi în colaborările cu ceilalți, să lase spațiu oamenilor să se manifeste ca să dea cei mai buni în ei, în propriul lor stil și ritm și să adapteze cadrul colaborării și proiectelor și muncii astfel încât fiecare să-și găsească locul degajat ca să dea ce e mai bun într-un mod natural și uh, seren, surzător cumva, să le fie drag, să le placă de calitatea acestor colaborări, chiar cu oameni foarte apropiați pe care se bazează și cu care lucrează sau de care depinde cumva liniștea lor, ajunge să depindă și succesul și implicarea cu toate motoarele. Pentru săgetători, luna nouă este plasată în zona crezurilor, credințelor, planurilor de viitor și călătorilor. Crezuri și credințe în sensul de convingeri despre care discută și pe care le analizează, au curajul să spună opinia și le place chiar să șocheze prin opiniile lor. Pot întâlni persoane cu care au același limbaj, participă la evenimente unde întâlnesc persoane și poate călătoresc în acest sens pentru a întâlni persoane care sunt pe aceeași linie cu ei, le place și caută lucrul ăsta, poate chiar și prin studii non-formale. Fac niște cursuri pentru a-și dezvolta niște abilități sau participă la evenimente unde aud lucruri și se lipesc de oameni, poate chiar își găsesc un ghid, o persoană inspiratoare și au această deschidere, mai ales pe cunoaștere și cunoștințe. Pentru alți săgetători poate fi vorba de proiecte mai mult hobbyuri care se pot dezvolta acum și care le prilejesc noi experiențe și o nouă cunoaștere de sine. În tot cazul, trăiesc uh, uh, aventuri diverse acum și au chef de experiențe noi. La ce trebuie să fie atenți, la starea de sănătate, la cheltuieli să fie cu măsură. Uh, pentru că e posibil și distracție, și cunoaștere, și învățătură, și cursuri, și deplasări, fără să cheltuiască imprudenți, și cum are folos pentru ei, doar ce, cum are folos. Pentru capricorni luna nouă vizează veniturile nu numai ale lor, ci și ale partenerilor sau veniturile comune și investițiile care pot fi făcute pentru casă au mare succes în toate proiectele care vizează casa, schimbările, confortul, îmbunătățirea confortului, o casă nouă. Aș spune că o fac mai mult de dragul cuiva, dar o fac bine. Să duce în felul ăsta armonie în casă, fericire, o nouă senzualitate prin faptul că vin mult în întâmpinarea partenerului sau unei persoane dragi. Pot găsi și ei multă bucurie în aceste proiecte personale, familiale, sau bucurându-l pe altul, la ce trebuie să fie atenți, la tendința de a primi într-un anume fel și imediat recunoaștere, recunoștință. Ea vine, dar poate nu explicit ție îți datorez, îți mulțumesc și mă făceam fără tine e probabil că asta așteaptă, pentru că e multă strădanie din partea lor, dar dacă nu vine așa, ci vine sub forma împăcăvărei bucuriei plenare a celuilalt este suficient, chiar dacă nu se spune explicit datorită ție, eu am. Și dacă reușesc să treacă peste această pretenție, așteptare de a li se pune o coroană de lauri pe cap, atunci într-adevăr se pot bucura pentru celălalt pur și simplu. Și au șansa să înflorească conjugal, să înflorească în familie, să înflorească în relațiile personale. Pentru vărsătorii, luna nouă vizează relațiile publice, reputația, contactele, felul în care se difuzează, se dispersează pe ei imaginea lor, acțiunile lor, abilitățile lor profesionale în lume, în public. Uh, această lună nouă poate aduce noi proiecte media pentru mulți uh, vărsători care încep să propage să spună în lume ce fac ei grozav sau au niște producții grozave pe care le transmit mai departe contacte cu persoane noi și fascinante oameni care la rândul lor sunt fascinați de vărsători. Poate au mai mult chef să iasă în public în societate să participe la evenimente unde strălucesc pur și simplu. Este o lună nouă foarte frumoasă și pentru cunoaștere mai mult împărtășită. Deci tot ce au acumulat până acum sunt invitați să împacheteze într-un fel pentru a împărtăși. Fie că împărtășesc în familie, cunoscuților, prietenilor, dacă asta e mica lor, societate și grupul lor, fie grupurilor mai mari sau într-un mod colectiv, vizează colectivități mai mari. Unii se pot gândi să scrie cărți manuale, alții se pot gândi să aibă o portavoce, un canal prin care își comunică cu noastre. Alții sunt invitați în diverse forme să împărtășească și de aici sunt felul de alte idei, invitații și proiecte care pot ieși. La ce trebuie să fie atenți? La compunerea unei dispoziții interioare cu chef. Pentru că pot, dacă își cultivă mai mult uh, comoditățile, uh, această ieșire la rampă îi pune la lucru cumva și le schimbă poate chiar rutinele comode zilnice. Și nu o fac, nu schimbă aceste rutine comode, atunci nu sunt dispuse să dea energie în afară pentru aceast această etapă în care ies mult la rampă. Pe de altă parte, relațiile de familie pot fi un pic jenate de faima lor sau de acțiunile lor centrifuge în afara căminului și casei persoane din familie pot suferi de lipsa lor de atenție. Pentru pești este o lună nouă fixată în zona muncii, dar și o, a unei noi ordini în viață, priorități, pe care o organizează în funcție de aceste lan, novativ, plin de încredere pe linie profesională. Deci pentru că proiectele profesionale sunt prioritare acum și vin aici cu multe idei și ele pot aduce bani, un Jupiter bine plasat, cel mai bună poziție financiară din toate zodiile, uh, pentru că aceste activități uh, sunt foarte bine uh, orientate și financiar, multă energie se dă aici. La ce trebuie să fie atenți? Planurile lor au nevoie de o structurare foarte bună, munca lor, de fapt, au nevoie de niște planuri foarte bine structurate, unde aici intră avize autorizații și își bat capul cu lucrurile astea. Cumva și banii depind de modul uh, isteț și judicios, atent, juridic chiar, în care își prind activitatea pentru a nu fi prins pe picior greșit, ca la un moment dat să se scurgă niște finanțe pentru că n-au avut o autorizație la timp, n-au plătit o taxă la timp. Asta este important. Apoi uh, pot avea idei, dar trebuie să învețe cum să le pună mai economic în practică. Și acest cum să știu ce să, dar cum să fac ce știu că merge, e nevoie de un pic de informare practică și poate se întorc la manuale, poate mai cer sfatul unui specialist, deci au nevoie de anumite informații pentru a le fi mai ușor, dar munca este excepțională, noi proiecte se pot lansa la această lună nouă cu curaj și încredere și asta le restructurează cam tot ce au de făcut în rest în viață pentru că principal este munca și mai e ceva un proiect bun profesional pentru pești E cazul și al fecioarelor, dar mai ales pentru pești. Un proiect bun profesional în care se implică cu toată forța le aduce organizare în viață, ritm și sănătate.